Starea de urgență este o stare specială de prevenire a extinderii epidemiei, nu o stare de panică și descurajare. Biserica Ortodoxă Română se adaptează treptat și responsabil în funcție de evoluția situației provocate de epidemie, așa cum o fac toate instituțiile importante din țară, respectând și promovând în spațiul public recomandările autorităților de stat. Biserica nu este doar o instituție de utilitate publică, ci și o comunitate de credință vie, de iubire milostivă și speranță sfântă, virtuți care trebuie manifestate mai ales în perioade de mari încercări. În acest context, Biserica face un apel părintesc către toți credincioșii ei pentru a avea încredere în autorități și a respecta măsurile instituite de acestea. Biserica Ortodoxă Română cheamă pe toți slujitorii Sfintelor Altare și pe toți credincioșii ei să cultive pacea sufletului prin rugăciune și comuniunea cu semenii prin fapte bune, evitând totodată panica. Să arătăm iubire și solidaritate față de oamenii vârstnici, față de cei aflați în izolare sau în carantină, precum și grijă deosebită pentru sănătatea celor din jurul nostru. Să arătăm multă prețuire față de medicii din spitale, care apără și cultivă sănătatea trupului, dar și față de preoții din biserici, care apără și cultivă sănătatea sufletului. Să avem deplină încredere în puterea rugăciunii, știind că Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Pacea sufletului, bunătatea inimii, comuniunea în rugăciune și cooperarea în fapte bune pot face minuni, transformând teama în curaj și speranță. Așadar, rugăciunea și fapta bună sunt izvor de putere spirituală pentru a învinge încercările la care suntem supuși, dar și pentru a înainta duhovnicește spre sărbătoarea Sfintelor Paști. Așa să ne ajute Dumnezeu. Credință și responsabilitate, dar în același timp și grijă față de aproape. Cam acestea ar fi mesajele, îndemnurile bisericii în aceste zile. În aceste zile încercate pe undeva de această provocare contemporană, o provocare care vine pe undeva să întărească credința multora, dar în același timp să ne îndemne și la solidaritate. Și, preasfinția voastră, mă bucur că suntem astăzi împreună pentru a da pe undeva mărturie despre ceea ce înseamnă lucrarea bisericii cu timp și fără timp, dar în primul rând dincolo de timp. Da, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră din nou aici la Mănăstirea Radu Vodă. Vorbind adeseori telespectatorilor despre minunata lucrare a Sfântului Nectarie de la Eghina, despre faptul că Sfinții sunt tămăduitori prin puterea pe care au primit-o de la Dumnezeu. Noi credem în rugăciunile și mijlocirile lor, ei fiind prieteni și casnici ai lui Dumnezeu. Credința este esențială în viața fiecăruia dintre noi. Credința este sau nu este? Unii dintre ei o mărturisesc, spun că este mântuitoare și vindecătoare, alții o tăgăduiesc. Să ne amintim de vremea când Mântuitorul petrecea împreună cu oamenii
pe pământ, în timpul activității sale publice, câte minuni nu a săvârșit El. Și cu toate acestea, Domnul s-a întâlnit cu mulți adversari. Adversarii de atunci sunt prezenți și în lumea de azi. Însă, credința oamenilor ne amintește de faptul că și în vremea Mântuitorului au fost astfel de cazuri când oameni aflați la limită, care nu mai aveau nicio nădejde de vindecare, au primit darul lui Dumnezeu. Așadar, repet, credința adevărată este vindecătoare. Atunci când este doar o umbră, ea nu poate face nimic. De aceea, credința în astfel de momente este foarte importantă, esențială pentru fiecare dintre noi, pentru lumea în care trăim. Mă bucur că ați făcut aceste precizări, pentru că această conjugare a credinței cu responsabilitatea este mai importantă ca oricând. Și nu de puține ori am avut șansa de a vorbi despre rolul și importanța credinței în viața omului, despre rolul și importanța sfinților, despre minunile săvârșite de sfinți și minunile săvârșite prin credință. Și iată-ne într-o perioadă de încercare în care oamenii au nevoie încă o dată de aceste mărturii. Și acesta este și motivul pentru care astăzi ne aflăm aici. Și nu întâmplător ne aflăm la Radu Vodă, pentru că pe undeva poate lucrurile sunt providențiale. Se împlinesc 100 de ani. De fapt, este centenarul care ne leagă de Sfântul Nectarie. Un sfânt vindecător, un sfânt care prin puterea credinței sale ne-a dovedit că până la urmă viața aceasta este darul lui Dumnezeu, dar modul în care noi o trăim este darul nostru pentru Dumnezeu. Da, în legătură cu Sfântul Nectarie, la acești 100 de ani de la trecerea sa în Împărăția lui Dumnezeu, vă pot spune că am văzut nenumărați oameni care au venit apăsați de nevoi, de griji, de probleme grave de sănătate și care s-au vindecat. Sfântul Nectarie a fost văzut a Evea, lângă patul de suferință al bolnavilor. Sunt nenumărate cazuri în întreaga lume care, în urma rugăciunilor închinate lui, s-au vindecat. Nu mai aveau nicio nădejde de vindecare. Medicii înșiși au rămas uimiți, pentru că Sfântul Nectarie s-a raportat la Dumnezeu ca la singura sa nădejde. Discreditat, lovit în lumea în care a trăit el, și-a pus nădejdea în Dumnezeu. Iar minunile care se săvârșesc la moaștele lui, fie că sunt la Eghina, la București sau în alte locuri, sunt pline de nădejde pentru fiii bisericii. Căci Dumnezeu nu ne lasă și Dumnezeu este minunat întru sfinții lui. Așadar, cerem de la Dumnezeu milostivirea sa. Rugăciunile pe care biserica le înalță de mai multe zile încoace și pe care le-a înălțat mereu, trebuie să vă spun că biserica are rugăciuni speciale pentru cei bolnavi. Ele sunt spuse și tare la slujbe, dar mai ales în taină. La proscomidie sunt anumite cereri speciale și o rugăciune pe care preotul care săvârșește proscomidia înainte de Sfânta Liturghie le citește în fiecare dimineață pentru cei bolnavi. Deci biserica nu se roagă doar în aceste zile, mereu s-a rugat pentru cei care sunt în suferințe prin spitale și pe la casele lor. Facem Sfântul Maslu adeseori, aici în Mănăstirea Radu Vodă, de două ori pe săptămână, miercurea și vinerea.
la aproape toate bisericile săptămânal și la unele de mai multe ori. Pe lângă faptul că preoții prin parohii săvârșesc atunci când este nevoie taina Sfântului Maslu și la casele credincioșilor. Avem nevoie de o vindecare trupească, dar mai ales de una sufletească, pe care o mărturisim cu precădere în vremea postului, cum este și perioada în care ne aflăm. Și pentru că sunt mulți oameni care suferă de diferite boli. Unii dintre ei își pun nădejdea în Dumnezeu și crucea suferinței lor este purtată mult mai ușor. Să vă spun cazul unui călugăr care în urmă cu vreo 50 de ani în mănăstirea Sihăstria, lângă Părintele Cleopa viețuind și lângă alți călugări de marcă, a fost rugat să primească medicul. Era foarte bătrân și suferind, iar suferința lui îi făcuse și pe cei foarte credincioși să apeleze la un medic. Dar monahul cu pricina a refuzat. Avea atâta tărie pe care nu o mai avem noi, spunând, eu merg la un doctor care vindecă nu doar trupurile, ci sufletele. Dacă am avea o asemenea logică, o asemenea credință și tărie, sigur suferința noastră ar fi purtată altfel. Dar în același timp Dumnezeu lucrează și prin oameni și lucrează și prin medici, lucrează și prin semenii noștri și iată că în aceste zile biserica a ieșit și iese în întâmpinarea nevoilor celor aflați, așa cum am spus, în diferite încercări. Am văzut programe și mobilizarea prin care parohiile, episcopiile, mitropoliile au găsit de cuvință să iasă în întâmpinarea nevoilor celor, așa cum am spus, aflați în necaz, în suferință, pentru a ajuta pe cei vârstnici. Am văzut un număr de telefon pe care Arhiepiscopia l-a gândit împreună cu Inspectoratul de Urgență pentru a oferi alimente, sfaturi și cele trebuincioase celor care poate nu se pot deplasa sau care au o situație materială grea. Într-adevăr, sunt multe forme prin care biserica îi ajută pe cei aflați în dificultate, pe cei bolnavi, singuri, pe cei care au o vârstă și care nu mai au persoane care să le fie în preajmă. Ați vorbit de numărul de telefon, ați vorbit de voluntarii Arhiepiscopiei Bucureștilor, dar și ai altor eparhii, de preocuparea lor pentru oamenii care au nevoie de ajutor. Însă totuși trebuie să vă spun că principala grijă a bisericii este rugăciunea. Asta nu înseamnă că celelalte forme trebuie părăsite. Nu. Chiar în ultima perioadă, biserica a intensificat lucrarea ei filantropică. Sunt sute de porții de hrană oferite zilnic oamenilor nevoiași, celor care au cu adevărat nevoie de ajutorul bisericii. Sunt ajutoare, sunt intervenții ale bisericii prin toate eparhiile ei din țară, dar și de dincolo de hotarele țării, care vin în ajutorul oamenilor aflați în suferință. Sunt foarte multe donații făcute spitalelor, aparatură medicală, foarte multe forme de ajutor, dar mai ales rugăciunea. Dacă noi minimalizăm și trăim într-o lume care pune pe ultimul plan rugăciunea, iar unii au și o anumită ironie când este vorba despre lucrurile spirituale, care au întâietate. Îmi amintesc că îndată după Revoluție,
un ziarist din America l-a întrebat pe unul dintre misionarii noștri aflați acolo ce a făcut biserica. Și arhimandritul roman, Braga, despre el este vorba, a răspuns: biserica a salvat esențialul pentru oameni. Nu a putut să iasă în piață, să manifesteze atunci împotriva regimului, pentru că ar fi închis bisericile. Dar a oferit esențialul oamenilor, Euharistia, medicamentul nemuririi, despre care unii nu înțeleg, nu înțeleg rostul. Cine nu va mânca din pâinea aceasta, nu va avea viață veșnică. Iar Mântuitorul le-a spus ucenicilor și prin ei, nouă tuturor, ori de câte ori veți mânca din această pâine și veți bea din acest potir, moartea mea veți vesti și învierea veți mărturisi până când eu voi veni. Este porunca lui. Oare de cine trebuie să ascultăm noi, dacă nu de Domnul? Euharistia este așadar porunca Domnului pe care noi trebuie să o împlinim. Și aceasta este lucrarea cea din tâi a bisericii, la care se adaugă foarte multe fapte bune, pe care unii le cunosc și le apreciază, Dumnezeu le știe, și oamenii buni și înțelepți de asemenea. Îmi vorbea unul dintre preoții din București despre faptul că în toate aceste zile a fost chemat în stânga, în dreapta, în parohie, oameni care manifestau o teamă. Ce vom face dacă nu putem ieși în oraș? Preoții au adus și vor aduce mereu speranță oamenilor. Nădejdea aceasta în Dumnezeu este foarte importantă. Dincolo de știri contradictorii, dincolo de părere ale unora, altora, avizate, neavizate, preoții aduc speranța. Acesta este marele dar al preoților. Speranța, nădejdea în Dumnezeu. Și de aceea cuvântul Părintelui Patriar nu putea să nu conțină și o mulțumire adresată medicilor care sunt în stare de jertfă în spitale în aceste momente, dar și preoților care își fac bine misiunea lor. Am văzut că acest cuvânt de mulțumire nu s-a redus doar la forma lui sonoră. Cuvântul a devenit realitate prin faptul că în foarte multe dintre mitropolii se fac donații către spitale, donații pentru aparatură medicală. Am văzut că așa cum înțelege fiecare parohie, încearcă să fie alături de cei aflați în prima linie cu această boală. Dar am mai văzut un mesaj pe care aș vrea să-l discutăm, și anume acela de a responsabiliza, de a ne responsabiliza gesturile și de a oferi ca alternativă, de exemplu, pentru participarea duminică la Sfânta Liturghie, liturghia televizată. Sigur, este un moment pe care trebuie să-l înțelegem fiecare și nu trebuie să devină un fapt general, dar pentru acest moment, cei care se află în dificultate, cei care poate manifestă simptome, e bine să o facă de acasă. Sigur, respectarea normelor în astfel de condiții este esențială. E vorba despre o comunitate mică, despre comunitatea cea mare, despre o țară care trebuie să meargă înainte. Dacă nu vom respecta regulile impuse, sigur, spre binele nostru, atunci vom regresa. Noi trebuie să progresăm și atunci trebuie ascultare în acest duh de comuniune. Dacă fiecare va avea propria părere și nu se va supune regulilor, atunci ajungem la haos. În legătură cu participarea la slujbă, cei care pot să o facă,
Sigur că e important să mergi la biserică, dar în anumite condiții. Când ești bolnav, mai ales când nu te mai poți deplasa, apelezi la cealaltă formă de a asculta ori de a privi liturghia. Sigur, în stare de rugăciune, nu comentându-o, ci rugându-ne împreună cu cei care o săvârșesc. Nu stând în fotoliu, ci păstrând o poziție cuvincioasă. Și mai amintesc faptul că biserica are niște porunci pe care trebuie să le amintim fiilor ei. Iar una din poruncile bisericii ne cere ca atunci când este cazul să ascultăm de sfatul episcopului locului, care ar putea hotărâ o zi sau o perioadă de post. Episcopul le cere uneori fiilor bisericii perioade de post mai scurte sau mai lungi, dar mai ales rugăciune în anumite situații, așa cum este și cererea bisericii în aceste zile pentru a înmulți rugăciunea. Iar așa după cum se cunoaște din comunicatele bisericii, pe lângă rugăciune trebuie să adăugăm și fapta cea bună. Dacă nu putem face lucruri extraordinare, măcar lucruri obișnuite. Sunt în marile orașe oameni care locuiesc pe aceeași scară și care nu comunică. Bătrâni, singuri, oare în aceste zile nu putem să le deschidem ușa? Nu le putem adresa o întrebare? Sunt forme prin care ne putem apropia de Dumnezeu. Este liturghia de după liturghie? Liturghia de după liturghie sau liturghia slujirea aproapelui. Pentru că îl descoperim pe Dumnezeu în aproapele care are nevoie de sprijin. Vorbim așadar de liturghia faptelor bune. Da, o altfel de liturghie care nu o poate înlocui pe aceea euharistică, dar care e importantă, foarte importantă, mai ales în aceste momente. Ar trebui să se teamă cumva credincioșii de faptul că poate, nu știm cum va evolua această situație de Sfintele Paști, să nu putem să participăm la slujbe? Nu, nici vorbă. Mântuitorul Hristos a înviat, dăruind viață veșnică tuturor celor care cred în El. Învierea Mântuitorului nu poate constitui motiv de frică, ci de nădejde. Mântuitorul, înviat din morți, le-a spus ucenicilor: nu vă temeți, eu sunt. Dacă El a înviat din morți, și noi vom învia într-o zi. Și cu prilejul fiecărei sărbători de Paști, dar și al fiecărei duminici care rememorează învierea, trebuie să ne gândim că noi suntem doar niște bieți călători. Într-o zi călătoria noastră se va încheia, nu știm dacă acum sau peste ceva timp, și într-o zi vom învia. Deci această ședere a noastră pe pământ este vremelnică, oricât dorim noi să o prelungim, dar noi năzuim să avem viață veșnică. Eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi în veci. Cuvintele Mântuitorului se adresează tuturor celor care cred în El. Iar învierea este sărbătoarea sărbătorilor. Du-te, poporul meu, intră în cămările tale, ascunde-te pentru puține clipe, închide ușa după tine până ce mânia va fi trecut. Este cuvântul lui Dumnezeu adresat poporului prin profetul Isaia,
în momente de cumpănă. Este vreme să ne retragem pentru o clipă sau pentru mai multe în intimitatea caselor noastre până ce mânia acestei molime va fi trecut. Este vreme potrivită pentru a înțelege cât de importantă este dumnezeiasca liturghie în viața noastră și în viața lumii. Este vreme de durere, de dor și nădejde și așteptare pentru ca dumnezeiasca Euharistie să fie săvârșită în condiții normale. Este vreme pentru a înțelege cât de importantă este prezența bisericilor în viața noastră și în viața lumii. Este vreme de căință pentru prea multele și prea grelele noastre păcate, păcate săvârșite de arhierei, de preoți, de viețuitorii sfintelor mănăstiri, de poporul bisericii. Este vreme de rugăciune stăruitoare și adâncă pentru medici, pentru asistentele medicale, pentru infirmieri, pentru toți cei care luptă cu această boală. Este vreme de participare prin rugăciune și ajutor material la durerea celor bolnavi, la durerea familiilor lor. Este vreme să mărturisim cu tărie că nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt. Și rămânem cu cuvântul Domnului. Du-te, poporul meu, intră în cămarea ta, închide ușa după tine, ascunde-te pentru puține clipe până ce mânia va fi trecut. Dumnezeu să ne aibă în iertarea și ocrotirea sa. Preasfinția voastră, ne-ați vorbit despre credință, ne-ați vorbit despre responsabilitate, ne-ați vorbit de liturghia de după liturghie, care nu înlocuiește liturghia euharistică. Sunt lucruri binevenite în aceste momente încercate, pentru că, nu-i așa, oamenii au nevoie de un cuvânt de învățătură și nu puțin sunt cei care au nevoie de cuvântul episcopului lor, au nevoie de dragostea părintească a celor care îi păstoresc. M-aș duce, pentru că suntem în această perioadă a postului, m-aș duce cu gândul la, și făcând referire la ceea ce spuneați în finalul primei părți, m-aș duce cu gândul la dialogul dintre Mântuitorul și cei aflați la mormântul lui Lazar. Mi se pare relevant pentru ceea ce poate trăim zilele acestea, pentru că în acel dialog se găsește de fapt cheia credinței fiecăruia dintre creștini, credința în înviere. Și acolo Mântuitorul spune că acea boală nu era dată pentru altceva decât pentru a slăvi pe Dumnezeu și pentru a arăta slava Lui și învierea. Sigur, și cazul învierii lui Lazar și celelalte două învieri din morți pe care Mântuitorul le-a săvârșit au fost asupra trei oameni tineri. Lazar era prietenul Mântuitorului, îl cunoștea și Mântuitorul le-a spus surorilor lui, care l-au întâmpinat undeva la marginea localității Betania: dacă ai fi fost aici, fratele meu, fratele nostru, nu ar fi murit. Dar credem că și acum, dacă vei cere la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da sau te va asculta. Și pe lângă Lazar, Mântuitorul a mai înviat doi morți. Un
tânăr, singurul fiu al mamei sale, care era văduvă în localitatea Nain, și fiica mai marelui sinagogii din Capernaum. Mântuitorul i-a redat pe toți celor apropiați, familiei, prietenilor, arătând că omul nu este făcut pentru moarte, ci pentru viață. Ei au murit apoi, la sfârșitul vieții lor, nu au trăit mereu, nu au rămas aici ca să moștenească lumea, dar Mântuitorul Hristos, când a înviat din morți, nu a mai cunoscut moartea și s-a înălțat la cer. Evanghelia ne spune că s-a înălțat la cer și atunci ucenicii au înțeles, așa cum l-ați văzut înălțat la cer, așa va veni într-o zi Domnul. Deci El ne cheamă pe toți la viață veșnică și avea să le spună ucenicilor, mă duc să vă gătesc și vouă loc. Sărbătoarea Învierii ne descoperă mereu adevărul acesta al vieții veșnice. Toți avem nevoie de anumite lucruri care sunt importante și din punct de vedere profesional și al familiei și al altor aspecte ale vieții noastre, dar niciunul nu este mai important ca viața veșnică. Și sunt foarte mulți oameni cu profesii înalte sau oameni de rând care se gândesc cum să trăiască veșnic. Iar una dintre cele mai frumoase întrebări adresate de cineva Mântuitorului a fost a unui dregător bogat, care era și tânăr, așa ne spune Evanghelia, care l-a întrebat pe Mântuitorul, ce să fac, Doamne, ca să trăiesc veșnic? Câte întrebări mai aud reporterii de televiziune cu acest subiect? Câte întrebări mai avem noi cu aceeași tematică? Deci, Doamne, ce să fac ca să trăiesc veșnic? E una din posibilele întrebări ale acestor vremuri tulburi. Știind că noi suntem pământeni care ne pregătim pentru viața veșnică. Iată așadar cât de actuală este Evanghelia și astăzi. Chiar dacă poate pentru unii cuvântul bisericii de multe ori poate părea așa învechit, dar iată că vremurile de astăzi într-un fel ne obligă să ne întoarcem privirea la acel cuvânt evanghelic. Mi-aduc aminte de o emisiune pe care am realizat-o împreună, cred că în preajma sărbătorilor închinate Sfântului Dimitrie Basarabov, și vorbeam atunci despre cum ar trebui să se poarte credinciosul atunci când se întâlnește cu sfinții, cu când participă la un pelerinaj, când sărută o icoană. Și ne vorbeați cu eleganță despre modul în care credinciosul ar trebui să se pregătească. Vorbeam nu numai de pregătirea sufletească, vorbeam și de pregătirea trupească și de igiena personală pe care fiecare ar trebui să o aibă ca semn de respect față de icoană, dar și față de cei care vin să se închine. Și ne vorbeați de faptul că credința trebuie să se manifeste într-un mod frumos, într-un mod în care să nu deranjeze pe ceilalți, să fim respectuoși față de ei și cu credință, în primul rând, față de ceea ce cerem, față de prezența noastră în fața Sfântului sau Araclei la care ne ducem. Da. Aș spune în puține cuvinte că starea în care ne apropiem de biserică, de sfinți, este una de bună cuvință, de minimă bună cuvință. Cum se îmbracă un om care merge să-și întâlnească directorul, primarul, ministrul, dacă lucrează într-un minister, sau pe cineva mai înalt, cu cele mai bune veșminte pe care le are, cu atât mai mult când ne întâlnim cu împăratul cel fără de moarte, cu împăratul veacurilor. O minimă bună cuvință înseamnă spălarea pe dinăuntru, adică a gândurilor
pe care le avem și care trebuie să fie curate, dar și partea din afară, a trupului, a mâinilor. Aproape că nu există un credincios fervent care să nu-și spele mâinile înainte și după masă, care să nu își pregătească trupul, templu al Duhului Sfânt. Este atât de frecventă în rândul celor care îl iubesc pe Dumnezeu această practică, încât aproape nici nu ar trebui amintită. Totuși am făcut-o pentru că în acest context... Pentru că ați adus aminte celor care ar putea... Sunt binevenite, dar noi nu le dăm acum. Modul acesta a spălatului pe mână există de dinainte. Despre aceste lucruri am vorbit și în alte emisiuni, când nu era epidemie, pentru că fac parte din zestrea noastră sufletească, din ABC-ul purtării noastre. Și trebuie să fie noastre. O preocupare permanentă. Și atunci lucrurile se rezolvă, multe dintre ele se rezolvă ușor. Spuneați dumneavoastră mai înainte că unii consideră cuvintele Evangheliei, cuvintele Mântuitorului, perimate. Nu, sunt mai actuale ca oricând. Ele, în ochii unora, ar putea părea așa, pentru că Mântuitorul a spus foarte clar. Și e bine să subliniem, fiecare scoate din inima lui ce are. Cei buni pe cele bune, cei răi pe cele rele. Deci fiecare se autodefinește printr-un cuvânt, printr-o sigur luare de poziție și arată ceea ce are înăuntru său. E o mare încercare. Atunci când folosești cuvântul, el trebuie să zidească. Dacă cuvântul dărâmă și ucide, suntem ucigași de suflete. Mântuitorul despre cei care ucid sufletele spune clar, este un păcat greu, iar cei care zidesc sunt fiii lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi se poate așeza într-o ceată după ceea ce face. Preasfinția voastră, pentru că ne apropiem de final, deși mi-aș fi dorit ca timpul nostru să fie mai generos, aș vrea să reluăm câteva idei ca o sinteză a ceea ce am discutat mai devreme și aș reaminti cuvântul de învățătură al Părintelui Patriarh, un cuvânt care îndeamnă, așa cum am spus, la credință și la responsabilitate, îndeamnă la ascultare față de mesajele autorităților în astfel de momente. Un lucru foarte important pe care trebuie să-l precizăm. Da, pentru că altfel ar fi neorânduială. Dumnezeu este al rânduielii. Apropo de acest cuvânt atât de important, am să vă zic din înțelepciunea profundă a părinților Patericului. Adunați odată în jurul Marelui Antonie, vorbeau care este cea mai importantă virtute. Și au discutat pe larg. Unul a spus că este dreptatea, pentru că Dumnezeu este dreptate. Altul, iubirea. Dumnezeu se definește ca fiind iubire. Alții, răbdarea, bunătatea și așa mai departe. La urmă a vorbit Marele Antonie și a spus toate virtuțile sunt importante. Iubirea, considerată cea din tâi, celelalte amintite. Dar totuși este una mai mare decât ele. Și au întrebat care? Dreapta socoteală. Adică discernământul sau, în alte cuvinte, echilibru. Știți ce a spus Marele Antonie despre această virtute? Pe care nu înțelegem poate de plin sau despre care nu se vorbește prea mult. Virtutea virtuților, echilibrul acesta sufletesc, sau virtutea virtuoșilor. Oricâte virtuți ai avea, poate ești drept, sunt și unii drepți și fericiți sunt dacă caută dreptatea. Și alții buni, tot mai
mult sau mai puțin, fiecare vede după propria lui vedere. Dar dacă nu ai echilibru în vremurile astea și în toate vremurile, e foarte greu. Discernământul, echilibru, probabil că ar fi o virtute la care trebuie să facem apel în aceste momente. Și să nu uităm să le spunem faptul că biserica este alături de cei care în aceste zile poate au cu adevărat nevoie de un ajutor. O pot face apelând la acest număr de urgență, o pot face inclusiv stând de vorbă cu preotul în parohie. Sunt tabele pe care ei le vor face cu voluntarii care li se alătură și aș vrea să le mulțumim pe această cale celor care din timpul lor, iată, își jerfesc. Poate fiecare dintre noi are teamă de răceală, de boală, de gripă, dar iată, ei își lasă familia pentru a intra în cealaltă familie a celor mulți, ajutându-i, oferindu-le alinare, oferindu-le poate un zâmbet, o masă caldă și sunt lucruri pe care nu trebuie să le trecem cu vederea, mai ales în aceste momente. Cum am spus și cum am ascultat în cuvântul bisericii și în mesajul preafericitului Părinte Patriar, trebuie să îi cinstim pe medici, pe voluntari, pe preoții care merg prin casele credincioșilor, pe cei care se expun, lucrează în spitale, alături de medici și pe toți cei care descoperă pe Dumnezeu în omul aflat în suferință. În aceste zile, măcar la ușa cuiva trebuie să batem. Pentru că Sfântul Ioan Gură de Aur, între altele, ne-a spus că Mântuitorul suferă până la sfârșitul veacurilor cu cei care suferă. Și Mântuitorul poate fi întâlnit și în săracul de la ușa bisericii, și în bolnav, și în omul singur, și în cel care, aflat departe de țară, nu mai are prea mari speranțe, singura lui speranță rămânând Dumnezeu. Deci, față de toți aceștia, mai multă atenție în aceste zile. Așadar, responsabilitate și credință și dragoste și atenție. Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și cu purtarea Ta de grijă cea înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră pentru păcate, oprește această boală molipsitoare precum ai încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regelui David. Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor cuprinși de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca să te slăvească pe Tine, Mântuitorul cel milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește de orice boală. Binecuvântează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe medici și asistente, pe toți cei care cu iubire de oameni și jertfelnicie îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale. Îndepărtează toată boala și suferința din popor și ne învață să prețuim viața și sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta și umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și de aproapele. Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
sfântă, prea curată și prea minunată Fecioară și Maica a Domnului nostru Iisus Hristos, te rugăm, ascultă rugăciunea noastră și vindecă-ne pe noi, pe cei din familiile noastre și pe toți suferinzii din lumea asta bolnavă de bolile grele, de bolile știute și neștiute de noi. Fie ca toți să te preamărească și să te preacinstească pe tine, iar noi să avem tot ajutorul cel bun, sfânt și ceresc. Îți mulțumim, Maică Sfântă, pentru vindecare, pentru tot ajutorul tău, pentru mijlocirea ta la prea bunul Dumnezeu, că tu ești scară la cerul sfânt pentru rugăciunile noastre și ajutor nemijlocit în cererile noastre cele îndreptățite. Amin.